Güneşi alanda, güneşi alanda var. Având în vedere dispoziția numărul 4 din 4 aprilie 2017, se convocă de îndată Consiliul Local al Municipiului Roman. Supun în atenție dumneavoastră și spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Țineri împotrivă. Pentru primul punct pe ordinea de zi, care reprezintă informare privind încetarea înainte de termen a mandatului de primar al Municipiului Roman, se dau cuvântul domnului secretar al Municipiului Roman. O să trec revistă pe scurt aceste documente. De altfel, l-ați primit și dumneavoastră în format electronic. Și voi începe cu hotărârea numărul 122 din 21 decembrie 2016, hotărârea Camerei Deputaților privind validarea mandatelor deputaților aleși la 11 decembrie 2016 cu articolul 1. Se validează mandatele deputaților aleși la data de 11 decembrie 2016, nominalizați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar la anexă, la circunscripția electorală numărul 22 neamț, poziția 5, figurează validat domnul Laurențiu Dan Levăreanu. Ulterior, prin adresa numărul 23.026 din 30 decembrie 2016, domnul primar Laurențiu Dan Levăreanu prezintă cererea de demisie de funcția de primar, optând pentru funcția de deputat. Urmare documentației transmise de către primărie la instituția prefectului județului Neamț, a fost emis ordinul numărul 1 din 3 ianuarie 2017, care are articolul 1 următorul text. Se constată încetarea de drept a mandatului primarului municipiului Roman, județul Neamț, domnul Laurențiu Dan Leoreanu, ca urmare a demisiei. Totodată, instituția prefectului ne transmite adresa numărul 17.740 din 3 ianuarie 2017, adresa este comunicată Primăriei Municipiului Roman și Consiliului Local, precizându-se următoarele. Conform prevederilor articolului 72, alineatul 1 și 2 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în caz de vacanță a funcției de primar, atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege vor fi exercitate de drept de viceprimar. În această situație, Consiliul Local poate delega prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului. Deci am rugămintea ca în procesul verbal al ședinței de astăzi să fie consemnat faptul că președintele de ședință și membrii Consiliului Local au luat act de încetare înainte de termen de drept a mandatului primarului municipiului Roman, Laurențiu Dan Leoreanu, și de faptul că începând cu data de 3 ianuarie, domnul viceprimarul funcție Lucian Micu a preluat atribuțiile legale ale primarului municipiului Roman. Urmând ca la o ședință ulterioară, fiind o normă permisivă, Consiliul Local să poată desemna un consilier care să îndeplinească atribuțiile viceprimarului în mod temporar. Vă mulțumesc pentru atenție. Acestea fiind spuse și toți pașii prevăzuți de lege fiind îndepliniți, îi urăm succes împreună cu proiectul Consiliului domnului Lucian Micu în funcția de primar și să ducă destinele orașului către bine mai departe. Trecem mai departe la al doilea proiect de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru exercițiul bugetar 2016. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Acestea fiind spuse, declarăm. Câteva cuvinte de atândat. Vă rog. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru răzut, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor consilierilor pentru că ați răspuns prompt
pentru prezența la această ședință. A fost vorba despre o operațiune care trebuie făcută conform prevederilor legale în termen de 5 zile ale noului an. De aceea a fost acest caracter de îndată al acestei ședințe. Vreau să vă doresc tuturor un an nou cât mai bun, cu multe realizări și să continuăm împreună această colaborare foarte bună care a existat în ultimii ani în cadrul Consiliului Local și să primeze ca întotdeauna interesul municipiului roman și al cetățenilor municipiului roman. Vă mulțumesc!